Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit într-o nouă săptămână. Vom încerca să dezbatem evenimentele care se precipită pe scena politică și nu numai aceste chestiuni. În această seară, cu un invitat drag nou, domnul Leonida Belgher, vicepreședinte al PMP Gorj. Stimate domn, bine ați revenit! Mă bucur că vă sunt drag! Mă bucur! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Și, dragul meu, vreau să spun că ești unul dintre moderatorii pe care îi apreciez, pentru că ești un om care îți place dreptatea și te lupți ca și mine, ca și Narcis Daju, ca și ceilalți care mai încearcă să mai schimbe ceva în județul ăsta. Până când o mai rezista și noi, că nu ne pun de tot cu botul pe labe, că după aceea... Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru prea curând. Apropo de pus cu botul pe labe și de ceea ce se întâmplă la momentul acesta pe scena mare a politicii, deși ne-a arătat în ultima vreme cât este de mică, cum se vede faptul că pică un cabinet de miniștri înfrunte cu premierul, dar peste 75% din ce a însemnat fostul cabinet se regăsește în actualul cabinet? Adică s-au clamat criterii de neperformanță sau de absența performanței, pică premierul, pleacă acasă, dar aceiași oameni din subordinea premierului sunt reinstalați în funcții. Ăia care își dăruseră demisia, după aia și-au retras-o, e ciudat. Deci, dragul meu, problema e că toți cei care au votat acest partid, care la nivelul județului Gorj ne conduce 27 de ani, au pe conștiință absolut toți copiii care au plecat în străinătate și muncesc pe la străini. E strigător la cer ce se întâmplă la nivel național, pentru că lucrul ăsta s-a făcut pentru că acest grindeanu probabil n-a percutat la niște manevre dorite de Dragnea și trebuia automat să scape de el. Și, bineînțeles, i-a pus în spate faptul că n-a aplicat programul de guvernare. Brăjel, de unde? Omul, eu cred că și-a făcut treaba bine, zic eu. Însă, toți acești penali din guvern, și sunt foarte mulți din păcate, vor să scape de pușcărie. Au furat țara asta din temelii și vor să scape de pușcărie și eu sper din tot sufletul să nu reușească să schimbe instituțiile strategice pe cei care, respectiv pe doamna Chioveși, să nu schimbe de la DNA ca să poată să-și facă ei jocurile. Sper din tot sufletul, dar spre bucuria noastră văd că e susținută de americani și e un lucru bun. Da, de altfel, apropo de DNA, e o situație atipică și acolo au apărut niște înregistrări cu dumneaei clamând ceva. Acum se pare că s-a sesizat sau a fost sesizată inspecția judiciară să din context. Stai urel, puse de ei. Iată că războiul se duce pe toate planurile. Categoric. Vor cu orice preț să o îndepărteze de la conducerea DNA-ului. Uitați-vă că nu este o justiție de 27 de ani pentru toată lumea. Sunt două justiții în țara românească. Una pentru săraci și una pentru bogați. Un amărât, știți foarte bine, dacă și-a pentru copilul lui o bucată de salam, îi dă 3-4 ani de pușcărie. Iar tâlharii ăștia, iertați-mă, dar sunt tâlhari cu acte în regulă, nu suportă detenția și le dă la domiciliu, are la domiciliu. Sunt bolnavi, da. Deci, făcând o analiză a județului Gorj doar, dragul meu, era cetul ăsta. Deci, făcut în proporție de 98%, dacă nu mă înșel eu, doar trebuia să dea drumul la cărbune de la rovinari spre acest cet și să primim căldură la jumătate de preț de cum e acum pentru cetățenii orașului Târgu Jiu. Probabil investiție de peste 1 miliard de euro. Iată ce s-a ales de el. Praful și pulberea. Luând, făcând o analiză a tuturor întreprinderilor din orașul Târgu Jiu.
Le luăm de la cap și până la, de la sud spre nord, vest, est. Toate au dispărut și toate erau viabile, toate erau pe profit. E, eu personal vă spun sincer, îmi doresc să mai trăiesc, să văd că acești napani care au furat întreprinderile astea și le-au vândut, să fie trai la răspundere. Asta îmi doresc eu, din tot sufletul meu, pentru că acești indivizi, și vedem că sunt printre noi, sper din tot sufletul să plătească pentru toți copiii care au plecat în străinătate și zvai mama lor săraci de ei sunt, sunt deci groaznic, groaznic sunt tratați în străinătate copiii noștri. Iar ai lor și șmecherii lor cu mașini de ultimă generație, vile, toți sunt aranjați. Înțelegeți? Dar mă doare sufletul că nimeni văd că nu sare la gâtul lor, din păcate. Suntem sporadic așa. Uite, de exemplu, pe tine chiar că te stimez, că totuși mai ai curajul să le mai dai peste bot. Dar ce se întâmplă? Toți care încercăm să deșteptăm prostimea asta, care e redusă mental, pentru că de 27 de ani să votez același partid, de 27 de ani, văzând că de 27 de ani mergem doar în jos, doar în jos, doar în jos, și uită din 4 ani în preajma alegerilor, uită ce au făcut. Uită și pentru 50 de lei sau o pungă de făină, îi votează din nou și iar ne nenorocesc. Ca o glumă la situația deloc amuzantă ce se petrece în România. E oare nevoie mai des de alegeri parțiale? Că iată, se pare că la parțiale se schimbă lucrurile. Se schimbă lucrurile, dar și aici e o măgărie. Legislativul, Parlamentul României, tot o gașcă de șmecheri. Păi fratele meu, când primarul își dă demisia sau pleacă sau e incompatibil dintr-o comunitate, fratele meu, atunci hai să facem alegeri parțiale pentru primar și pentru Consiliul Local. Adică primarul să vină cu Consiliul lui să poată să schimbe ceva. Păi mă uit la Marcel Romanescu. O să-i fie foarte greu, foarte greu o să-i fie cu un Consiliul Local ostil. Pentru că PSD-ul nu stau cu mâinile în buzunar. Deci Marcel Romanescu este ca un peștișor în gura rechinilor aceia, pe cuvânt de onoare. Deci dacă nu-și face o echipă în care să poată să-i pună la punct și trebuie să înțeleagă ei, băi frate, a stat 27 de ani în funcții, a stăit ca baștani, v-a spus cu vile, mașină, faceți un pas înapoi și lăsați-l pe Romanescu să vină și el cu echipa lui să poată să demonstreze ceea ce voi n-ați făcut 27 de ani. Asta mi-aș dori eu. Dar vor, nu vor. Dar sper ca Marcel Romanescu să aibă tărie să poată să-i schimbe așa. Pe parcurs să înceapă să facă curățenie în toată administrația orașului Târgu Jiu. Legat de sarcina destul de dificilă pe care o are actualul primar al municipiului, da, Târgu Jiu, de dus la capăt 3 ani de zile, plus sau minus câteva zile. Credeți că va avea, sau unde va avea cele mai mari probleme privind buna relaționare? Cu Consiliul Local, unde nu are clar majoritate, sau cu aparatul propriu zis administrativ al primăriei? Și aici mă refer la directorii de direcții, sub ordinea primăriei. Păi aici trebuie să umble în primul rând, ca să poată să schimbe ceva. Și vreau ca de anul ăsta Marcel Romanescu să încerce, frate, să reducă din impozite, să încerce să facă oamenii să simtă că, bă, ne-a schimbat viața. Nu din mereu, de la an la an, ba mai mărim ceva, ba mai mărim ceva, ba mai mărim ceva. Bă, nu se poate așa ceva, nu se poate. Iar directorii de deconcentrate de la nivelul primăriei, frate, au niște salarii de te iei cu mâine de păr.
80-100 de milioane și mai mult chiar. Nu se poate. Și un om de rândul, vai de mama lui, ia salariul minim pe economie. Păi stai, frate, tu ai 4 perechi de boașe. Nu se poate așa ceva. De ce tu să iei salariul de 10 ori mai mult decât amărâtul ăla care chiar muncește? Și tu stai și dai cu pixul și mai faci și niște contracte păguboase pentru primărie, pentru cetățeni. Nu? Da. Deci, să mă ierte Dumnezeu, Viorel Caragea, văd că a început să facă niște lucruri extraordinar de bune, dar astea trebuia făcute de când era șeful poliției. Pentru că eu am relatat mereu am relatat cazuri reale, clare. Iată, inclusiv cu canalizarea la Limpești. Păi tu, poliție, depistezi un prejudiciu de 23 de miliarde la canalizare la Limpești, îi dai voie la această tentativă de fostă primăriță să pună 3 experți. Deci 3 experți care, bineînțeles, că ăștia au luat bani mulți și mi-asum ce spun, să spună că acea canalizare e ok. Păi, dragul meu, spun și-o la că și cu un copil de clasa a patra, își dă seama că ceva e putred la Limpești acolo. Pleci cu conductă de 300 de la Ciupercei de Olteț, la mijlocul comunei, 12 cm jumate la interior conducta, de la 300, și spre finalizare pleci iar cu 300, vreo 3 km. Deci la mijlocul comunei, 12 cm jumate. Practic sub grumată cu totul. Sub... Da, și se înfundă de 2-3 ori pe săptămână și tot trahatul intră la mine în curte și la vecinul meu. Și acum și-a dat seama că nu funcționează nici stația de epurare, a venit garda de mediu, le-a dat 300 de milioane amendă. 300 de milioane! Și acum trebuie să o reface pe banii noștri. Păi nu, tată, nu îi las. Trebuie să plătească banii care i-au furat. Și asta i-a spus-o lui domnul Caragea. Atunci trebuia să le pună cătușile de mână, să dea banii înapoi la să facă calentare ca lumea. Acum trebuie să o facem pe spinarea noastră. Ca și de altfel toate lucrările din județul Gorj s-au făcut în dorul Elii. Doar să se fure bani. Și le facem, le reparăm pe banii noștri din an în an. De asta nu dăm înainte niciodată. Pentru că n-am făcut o lucrare să zic, bă, asta într-adevăr rezistă. Păi, fratele meu, noi mergem pe drumuri făcute de Ceaușescu de acum 50 de ani și rezistă și acum. Și apropo de ce spuneți dumneavoastră, mă uitam recent la un reportaj la o televiziune națională. Toți vecinii noștri, mă refer ca țară, toți vecinii noștri lucrează din plin la infrastructura rutieră. Categoric. Iar ultimul exemplu negativ, din păcate, pentru noi este că din acea autostradă ce trebuie să lege, nu știu exact ce coridor european, dar care să tranziteze Ungaria și să vină până la noi, în partea ungară este făcut în proporție de 60%, la noi este 5%. Și s-a blocat, pentru că sunt contestații, sunt tot felul de chestiuni. Cum ungurii, bulgarii, pe care noi îi blamăm constant, cum bulgarii sunt înaintea noastră cu mult. Toți pot, numai noi nu este putem. Este adevărat, pentru că cineva a zis corupția ucide și ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul și se uită la noi poate și judecători și procurori și polițiști. Fraților, nu v-ați făcut datoria 27 de ani. E să rețineți și vă spune Belger că nu veți mai fi în siguranță nici dumneavoastră, nici noi, nici copiii dumneavoastră. O să vedeți ce timpuri vor veni. Pentru că dacă vă făceați datoria atunci când trebuia să le puneți frână, inclusiv celor care, acești lichidatori, care au vândut averea țării pe nimic și au vândut-o la șmecheri care a tranzacționat-o mai departe la prețuri exorbitant, mult mai mari. Eu am încercat, după Revoluție, că am văzut, bă, frate, toată lumea dărâmă, toată lumea taie, eu am încercat, zic, bă, frate, nu e bine ce se întâmplă. Am luat bani din bancă și am cumpărat IAS-ul de la Bumbești Fițic. Dragul meu, am creat 10 locuri de muncă.
un atelier de tâmplărie, un service acolo. Și bineînțeles că am început ca un tâmpit, dar nu regret, să încep să ies în presă, să spun, uite, la a furat la aia, uite, ăsta, președintele Consiliului Județean, uite ce a făcut, ăla ce a făcut. Și băieții m-au luat la ochi. Și afacerea v-a fost lichidată, lăsați-mă să ghicesc. Mi-a lichidat afacerea și mi-a demolat și clădirile. Dar, ce se întâmplă? Un tip de la Consiliul Județean, dar Dumnezeu l-a pedepsit, că de asta toți care mi-au făcut rău, i-a pedepsit Dumnezeu, a trimis gardă de mediu la mine, la Bumbeș-Mițic. Eu de 2 săptămâni nu mai eram acolo, pentru că îmi puseseră sechestrul pe atelier. Nu mai eram acolo. S-a dus garda și a găsit rumeguși pe jos, pe acolo, pe unde aveam atelierul de tâmplărie. Uh-huh. Și m-am pomenit cu 300 de milioane amendă. 300 de milioane în 2008. Deși nu mai aveați... Nu mai aveam, de 2 săptămâni. Era totul... Am contestat la Novaci, am câștigat. Garda mi-a făcut recurs la Târgu Jiu, la tribunal. Cine mă judecă? O judecătoare care era în conflict cu mine, pe un teren. Și mi-a anulat acea decizie și, iată, pentru acele 300 de milioane în 2008, mi-a pus sechestru pe casă, un bloc cu 2 apartamente, unul cu 4 apartamente, care le luasem de la lichidator, și un graj unde vrea să fac o fermă de vreo 50 de metri lungime. Deci, ca să vezi în ce țară trăim. Și mi-a pus sechestru pe ele pentru această sumă. Vine un individ, un securist, câștigă terenul de sub clădiri. Deci clădiri făcute în 62, legal, tot. Și obține o hotărâre definitivă și revocabilă să mi le demoleze acele clădiri, și această hotărâre dată de doamna judecător Tâlvescu de la Târgu Jiu. Eu știu cum acea doamnă poate să mai doarmă noaptea cât rău a putut să facă. Deci această doamnă a scos, prin hotărârea dânsei, a scos în mijlocul iernii o familie de bătrâni de 80 de ani, i-a scos din apartament, în apartamentul, eu i-am lăsat să stea acolo fără să le iau un leu. Mi-am zis, dom'le, nu vă deranjează nimeni de aici. Aveam într-un apartament o familie de 80 de ani și într-un apartament o femeie, la fel, cred că de 75 de ani, care era căzută la pat. Și avea cineva grijă de ea. Și acest securist i-a tăiat curentul și a lăsat-o în beznă pe acea femeie. Mult timp. Mult timp. După care, cred că a venit copiii și au luat-o și au dus-o la azil. Dar ca să vedeți câtă răime există în lumea asta și în oamenii ăștia. Cum să demolezi tu niște clădiri făcute legal, cu autorizație, tot, de pe timpul Ceaușescu. Cum a făcut și cu barăcile cu alea pe dig la... Bieții oameni scos... Vă referiți în zona ACH-ului. La ACH. Scoți afară oameni de 70, de 80 de ani, îi scoți din barăcile alea, în condițiile care e acolo și au trăit viața. Oamenii ăștia au muncit, au făcut ceva pentru țara asta, pentru județul ăsta. Și tu îi scoți afară și le dărâmi casa unde au stat. Da, acolo a fost un scandal Nu mare. Se poate. Mafioții ăștia trebuie să plătească în fața lui Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. E inadmisibil. Și ca să termin ideea, mi-au pus sechestru ANAF-ul pe aceste clădiri, n-am putut să le demolez pentru că era sub sechestru, acest securist mi le-a demolat și mi-a luat absolut toate materialele. Fratele meu, toate materialele, mii de țiglă, tablă de aluminiu, uși de stejar, sobe teracotă, tot mi-a luat tot, absolut. N-am luat nimic din clădirile mele. Nu-i tâlhărie pe față? În ce țară trăim? Și acum ANAF-ul îmi pune sechestru pe casa bătrânească. Păi să mă, frate, ați avut sechestru pe clădirile astea. Ce s-a făcut cu ele? I-a lăsat să mi le ia fără să le zică nimic. Și am făcut, eu i-am înștiințat. Vă rog, dați-mi voie să le demolez, pentru că există o hotărâre definitivă și revocabilă de demolare.
Nu, este chestru legal constituit și n-aveți, n-are nimeni voie să le demoleze. Iată că s-a demolat. Și dragul meu, ca să termin ideea, mi-a rămas un gard care îl cumpărase și pe ăla. Și mă tot amenința acest individ că să-l demolez, să-l demolez. Și a zis, bă frate, dacă mi-ai luat toate construcțiile acum, să iau, mă iau gardul ăsta de, din 62 de blane. Aiureală. Nu, m-a dat în judecată acest individ, ăsta sper să plătească în fața lui Dumnezeu, crunt, și va plăti. Eu garantez 100%. Mă dă în judecată și mă obligă să ridic gardul. Să ridic gardul de acolo. Câștigă. Și nici atunci nu m-am dus să-l iau. Bă, nu vreau să mă murdăresc. Nu vreau, vreau să mor nepătat. Vine șeful de post la mine și zice, băi, du-te și ia gardul, că plătești mai mult. De 3 ori a venit la mine la poartă acest șef de post. Și a 3 ori am luat 2 băieți, hai mă să-l demolăm de acolo. Am demolat 30 de metri din el și tot acest șef de post vine și 100% a fost pe mână cu el. Ce bă, stai, nu mai demola că ăsta aici că e sub sechestru, a pus sechestru pe el. Păi zic, de unde să știu eu că a pus sechestru, trebuie să mă anunțești pe mine. Zic, ce fac acum? Demolai 30 de metri, ce fac acum? Ia-le toate astea, toate blanele ăștia și depozitează la tine în curte, da? Ok, le-a depozitat judecata. M-a dat în judecata asta pentru furt, pentru demolare de gard sub sechestru, a primit 1 an și 2 luni cu suspendare. Să rețineți. Dar uitați-vă aici, mi-ați pătat imaginea și nu știu, orgoliul meu de om. În viața mea n-am furat un cap de ață la nimeni. Și să mă acuz că mi-am furat gardul meu, nenorociți ăștia, e o durere sufletească a mea pe care o port până voi muri. E strigător la ceea ce mi-au făcut ăștia. Și tâlharii ăștia mi-au luat 4 construcții, mi le-au luat cu tot și n-au o zi măcar o amendă, mai mult decât atât, aveți cu poliția ca să nu intervin eu să-i deranjez. Suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat. Cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la cea spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macar de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motoferăstrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna. Ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253 210736. Raico. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Contain HR oferă locuri de muncă în Germania. Sudori, lăcătuși, instalatori sanitari, mecatronist auto, CNC programatori, șoferi tir, măcelari, brutari, bucătari, medici specialiști, asistenți îngrijire bătrâni, personal cadastru.
CV-urile se depun la adresa de e-mail cv@contain-hr.ro. Relații la telefon 0737-335-250. Everybody! Important, nu percepem comision pentru intermediere. Oferim transport la noul loc de muncă și cazare la cele mai avantajoase prețuri. Pomadil.ro. De ce noi? Pentru că suntem cei mai buni în domeniul distribuției. Începând de la alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, pachete aniversare și până la vinuri de cea mai bună calitate. Pomadil.ro. Livrăm în afara orașului la o comandă minimă de 100 de lei, transportul este de 10 lei. Pentru comenzi de peste 2000 de lei, transportul este gratuit în afara orașului, iar în Târgu Jiu livrarea este gratuită, indiferent de valoarea comenzii. Pomadil.ro. Pentru comenzi, contactați-ne la numerele de telefon 0253 237 420 sau 0756 112 054. Pomadil.ro. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Acum în cele trei magazine din Târgu Jiu, Parâng, Paralela 45 și Piața Mică, Profi îți pregătește reduceri săptămânal. Vino și convinge-te! Pui întreg, 6,49 lei. Cașcaval de Laco, 400 de grame, Dalia, 7,99 lei. Elite Salam cu șuncă țărănesc, 4,99 lei. Roșii, 3,99 lei. Pepene verde, 2,49 lei. Vino acum în cele trei magazine din Târgu Jiu, Parâng, Paralela 45 și Piața Mică. Profi îți pregătește reduceri săptămânal. Vino și convinge-te! Profi, mai ieftin, mai bun, mai aproape! Accent TV angajează agenți marketing. Fete, oferim salariu, cadru de muncă legal, comisiuni la realizări, mașină de serviciu, telefon de serviciu, birou, cerințe, cunoștințe generale de economie, marketing și promovare. Persoană cu viziune creativă, dinamică, orientată către rezultat. Permis de conducere categoria B, aspect plăcut și ținută business. Disponibilitate la program prelungit. Detalii la telefon 0799 620 520. CV-urile pot fi depuse în privat pe contul de Facebook Accent TV Oltenia, pe adresa de e-mail accenttv.ro@gmail.com sau la sediul din Târgu Jiu, Calea București, numărul 64, biroul 8. Vând teren 17.500 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 24, parcela 9, cadastru intabulare. Vând teren 17.050 metri pătrați arabil în comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 53, parcela 22, cadastru intabulare. Vând teren 1.250 metri pătrați intravilan la DN772, comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 105, parcela 11, cadastru intabulare. Vând teren 2500 metri pătrați comuna Coșoveni, județul Dolj, sola 64, parcela 49, cadastru intabulare. Prețuri negociabile. Așteptăm oferte. Relații la telefon 0799 620 520. Am revenit, stimați telespectatori, cu a doua parte a emisiunii. Discutam în prima parte despre diverse, tot soiul de nelegiuiri, tot soiul de fapte reprobabile care s-au întâmplat și se întâmplă în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, nu? Pentru că tot ne place nouă istoria. Da. Din păcate, un spațiu în care legile sunt făcute, să spunem, doar pentru cei puternici. Și apropo de asta, mi-aduc aminte o glumiță, un cățel, un câine și un bou mergeau pe stradă, stimate domn. La un moment dat o barieră care obtura de-a curmezișul drumul, cățelul micuț fiind sestre, coară, dulăul potrivit ca mărime sare,
Săracul bou o ia în piept și rămâne acolo. Iată că e o morala este tristă, este foarte tristă. Din păcate, în țara asta se pare că atunci când încerci să fii corect, în cazul nostru eu am fost bou. Fără nicio intenție de a vă jigni. Nu, dar asta e adevărul. Asta e adevărul. Eu nu mă plâng. Nu mă plâng. Dar sunt atâția oameni săraci care n-au bani să-și plătească un avocat și fac ăștia vai de capul meu. Deci ca la nufărul. Eu trag un semnal de alarmă. Să schimbăm mentalitatea celor care ne judecă. Să schimbăm, pentru că ei habar n-au că nu suntem aruncați cu furca pe pământ. Depindem de o putere pe care o simțim, dar nu o vedem. De sub jurământ vă spun că există o putere care ne coordonează activitatea de zi cu zi. Și sunt convins că și ei au simțit-o și o simt pe pielea lor. Dar probabil banii le ia mințile și realizează, dar prea târziu. E foarte... E un păcat extraordinar de mare să iei dreptatea celui care o are și să o dai la cel care nu are. E un păcat groaznic. Totul pe un interes de cele mai multe ori material. Da. Dar am atâtea exemple și probabil au citit și ei presa oameni care au făcut fără de legi, care presa a relatat atunci și li s-a întâmplat lucruri groaznice. Groaznice. Există așa numită justiție divină care e mai corectă decât cea umană? 100%. 100%. Pe cuvânt de onoare. Câteodată îmi cer iertare la Dumnezeu că mai dau din gură, mai... Nu e bine. Nu e bine nici să judeci pe altul și să lași pe Dumnezeu. Noi n-avem răbdarea pe care o are Dumnezeu. Dar dacă stăm să analizăm, oamenii ăștia care au făcut rău tuturor, deci cândva Dumnezeu le-a dat și le dă câte o palmă cu piciorul de o să mai ridică niciodată. Dar ei nu realizează lucrurile astea. Nu realizează. Când ești pe un scaun și ești mare șmecher, toată lumea e a ta. Și vine timpul când te scobori după acel scaun. Dar stai bine, pe scara ierarhică pe care urci, dă bună ziua la toată lumea. Ca să ți se răspundă atunci când, când cobori, să aibă cine să-ți mulțumească. Dar nu pricepe toată lumea lucrurile astea. Fratele meu, să vezi copii care n-au ce să mănânce în casă. Că umblu și eu prin județul ăsta, prin... Să ai copii bolnavi, să ai un copil bolnav și acest sistem bolnav să te pună, să te umilești la televiziuni, să cerșești pur și simplu bani să-ți faci copilul bine. În condițiile în care toată lumea plătește asigurări de sănătate, fără ca nimeni să se întrebe unde s-au dus banii noștri, la tuturor, că nu ne îmbolnăvim toți odată, nu? Corect. Banii ăștia se strâng lună de lună. Unde se duc banii ăștia? V-ați interesat vreodată, mă, oamenii ăștia de la sănătate, ce salariu au? Nu v-ați interesat. Ei, fraților, de asta suntem așa de umiliți și văd că noi suportăm enorm de mult umilința asta. O suportăm până când nu știu. Eu am dat exemplul meu, eu cred că e minor, exemplul meu. Dar sunt alte exemple de nu vă vine să credeți. Dar săraci, cine ascultă? Că nici la televiziune nu prea ai acces la orice televiziune să-ți pui problemele. Nu prea ai acces, că te oprește, te frânează băieții deștepți. De păcate și cu cenzura asta de cele mai multe ori indusă de către terți sau de către persoane interesate și aici este un mare subiect. V-aș propune însă ca următorul subiect al dezbaterii noastre să fie situația destul de ciudată de la Târgu Jiu. Nu mai avem echipă de fotbal și se pare că nu vom mai avea echipă de fotbal în prima ligă, măcar în a doua ligă să avem.
Dar vom avea o bijuterie de stadion, cu siguranță în toamnă va fi gata. Dragul meu, suntem bolnavi. Ce se întâmplă aici? Suntem bolnavi. Crede-mă din suflet. Am avut o conducere bolnavă de 27 de ani, inclusiv Consiliul Local, inclusiv conducerea primăriei și conducerea județului. Iertați-mă, dar ăsta este cuvântul. Suntem bolnavi. Cum să faci, fratele meu, un dita mai namile de stadion în centrul orașului, să blochezi efectiv orașul, când puteai să-l faci ori la Stănești, ori la Preajma, acolo, undeva în afara orașului? O să vedeți când ne va costa întreținerea acestui stadion. Băi, frate, n-a fost un belgher în Consiliul Local să le atragă atenția? De necrezut așa ceva. Și încă o problemă foarte importantă, dragul meu, și trebuie să înțeleagă toată lumea că mi-asum ce spun, Curtea de Conturi. Curtea de Conturi, care este garantul fondurilor publice. Curtea de Conturi este mână-mână cu toți cei care devalizat acest județ. Îmi asum, am probe în sensul ăsta și să nu uitați câți bani ați fi luat, câtă mită ați fi luat. Veți vedea pe parcursul vieții că Dumnezeu nu vă iartă. Pentru că, păi frate, Curtea de Conturi se duce în control, da? Cum am auzit că la stadion aici au fost foarte mulți romi angajați. Fictiv. Dar niciunul n-a făcut o zi de muncă la... Așa adică am înțeles. Au fost pontați? Pontați fictiv, da. Și un primar de comună. Păi frate, nu poți să-ți permiți orice cu banii publici, banii oamenilor. Nu poți să dai, dacă ochelarii ăștia costă 10 lei, tu îi iei pe factură cu 150 de lei. Nu poți să faci lucrul ăsta. Tu, ca primar, trebuie să mergi la mai multe firme ca acești ochelari să iei la un preț extraordinar de redus. Nu să faci 50-50 cu cel care îți dă factura. Că foarte multă lume nu știe cum se fură. Păi hai că vă spun eu, că eu știu. N-am făcut lucrul ăsta, dar i-am prins. De exemplu, trebuie la primărie un calculator, da? Se duce la magazinul al mai ieftin. Se duce la magazine și spune, bă, îți dau banii ăștia pe calculatorul ăsta, dar tu îmi faci factură de 10 ori mai mare. Pe calculatorul ăsta. Îți plătesc TVA-ul și iei și tu partea ta, eu și o partea mea. Dar se fură cu acte și de asta nimeni n-are ce să le facă. Asta e problema. Așa s-a furat. Curtea de Conturi nu-i străină de lucrul ăsta. Iată, am avut pe domnul Poiană în control la mine la Limpești. Deci, omul ăla s-a luat cu mâine de păr, cât a văzut câtă furăciune e acolo. Păi să bagi într-un drum pe situații de urgență, să faci acte fictive, chipurile că drumul ăla este deteriorat sau este întrerupt sau calamitat, în condițiile care nu era calamitat. Și bagi 3 miliarde 200 pe drumul respectiv și bagi două tracere de macadam pe el, îl împrăști, ai luat 3 miliarde 200, vine ploaia după o săptămână, bagă tot macadamul ăla în curte la oameni, sesizez poliția eu că e lucrare de mântuială, ne începe urmăriri penale, totul e ok. Totul e ok. Și tot pe același drum, dragul meu, deci asta 2015-2016, tot pe același drum 2016-2017 se mai bagă încă 4 miliarde 400. Bă, frate, dacă n-am dreptate, veniți dracu și arestați-mă. Încă 4 miliarde 400 pe același drum, dar acum a băgat doar nisip. 4 miliarde 400. Este acolo, pe e distanță, vizibil. Pe distanță de cât? De, cred că-s 2 km. Eu pot coava așa de 2 km. Uh-huh. Nu se poate așa ceva. Dacă nu oprim furturile astea, noi vom merge doar în jos, doar în jos. Nu... Deci vor rămâne ca Mătăsariu. Deci clar, inclusiv cu echipa de fotbal. Dragul meu, când
PSD-ul a preluat echipa de fotbal. Am fost primul care a spus din momentul de față se alege praful. Și asta a fost. Apropo de preluarea echipei de fotbal și nu numai preluarea echipei de fotbal, cât afectează orice subsistem atunci când pătrunde elementul politic în el? Că vorbim de fotbal, că vorbim de orice alt subsistem. Cât afectează buna funcționare a acelui subsistem când intră elementul politic? 100% afectează, pentru că totuși sunt control politic. Și pe ăștia nu interesați decât banii. Acum ce se întâmplă? S-au mai schimbat puțin lucruri, simt eu, de când a venit domnul Cosmin Popescu, s-au mai schimbat treburile puțin. Și iată că ne-a ajutat bunul Dumnezeu și a venit și Marcel Romanescu și eu cred că se va face, dă-le dracului de partide, omul contează. Eu cred că oamenii ăștia se vor gândi să schimbe viața oamenilor. Dar, din păcate, sunt mulți rechini pe margine care așteaptă să li se dea dreptul. Păi așa au fost învățați. Ai problema. Ăștia-s periculoși. De asta aș vrea ca Marcel Romanescu să strângă lângă el o echipă de oameni cu credință în Bunul Dumnezeu. Să înțeleagă toată lumea că în pielea acolo ne-am născut, așa ne ducem în pământ. Nu trebuie să-ți faci, fratele meu. Deci au averi unii, de efectiv, nu știu de ele. Deci nu știu de ele. Case de vacanță, mașini peste mașini, case, bapicolo. Bă, sunteți bolnamă? Nu ți ajunge, bă, de bun simț, o casă, o mașină și o casă de vacanță, mă. Da? Dar hai, mă, să faci și pentru amărâții ai alții. Hai, mă, să-i ajută și pe ei să schimbe și ei viața, să simtă și ei că trăiesc prin viața asta, să simtă copiilor, da? Că să simtă și ei dulceața unei eugenii, mă, unei ciocolate. Copilul tău e bine mers, are jucării, toată camera e plină de jucării. Și amărâtul ăla poate n-are, bă, frate, n-are o bucată de pâine pe masă seara. De ce discrepanța asta dintre oameni? Asta, nu sunt un populist, nu vrei să mă dau mare, toată lumea mă cunoaște, nu trebuie să fac publicitate. Dar nu suport eu ca om să văd pe ăla că n-are ce să mănânce și alaltă trece cu BMW-ul, copilul șmecherului trece cu BMW-ul pe lângă ăla și poate el și scui pe unul. Marș, mă, de aceea, mă! Deci, asta nu suport, mă, inimia asta și caracterul ăsta murdar din partea unora. Au dispărut omenia aia din noi. Nu mai suntem umani. Nu mai suntem, clar. Deci, fiecare se zbate să strângă cât mai mult. Cât mai mult. Sunt oameni care au metricul de bani. Dragul meu, mă crezi? Da. Pe onoarea mea de om. Și mor și rămân ascunși nu știu pe unde. Mereu am afirmat că în acest oraș și în acest județ sunt atât de mulți oameni cu bani încât nici nu avem idee câți există cu adevărat în acest județ. Lumea nu mă crede aici că sunt nebun, dar nu am ferma convingere că poate nici nu au idee exact ce sume dețin. Uite, iartă-mă o clipă, fii atent ce spun. Eu, tu, care spunem lucrul adevărul 100%, noi suntem cei mai blamați oameni. Crede-mă, mă crezi că toți, majoritatea, cei care n-au caracter, zic, uite, asta e un nebun la cap, cum pot să spun așa ceva? Eu spun 100% adevăr și ăsta este adevărul. Și nu realizează că nu se poate să trăiască sigur pe pământul ăsta. Și sunt înconjurați de cei pe care i-au privat de locuri de muncă și ăia, în momentul când nu o să mai aibă ce mânca și unde lucra, îi caută pe acasă. Vor veni peste. Așa este. Legat de locuri de muncă, ne uităm la diverse zone istorice ale țării și constatăm cu durere în suflet că Oltenia este ultima. Oltenia și Moldova. Ne-a depășit Moldova. Moldova ne-a depășit, pentru că dacă ne uităm la ce înseamnă nordul Moldovei, este foarte ok. Mai sunt probleme în sud, Vaslui, Galați, ce e pe acolo. Însă nordul, una peste alta, este foarte ok. Dar Oltenia este ultima, din păcate. Nu avem locuri de muncă, nu avem infrastructură, suntem ținuți într-o sărăcie, dar suntem ținuți cu încăpățânare în sărăcie, tocmai pentru a fi conduși lejer. Este, păi nu, ăsta, așa a condus PSD-ul toată viața, e 27 de ani. Noi trebuie să plecăm de la Iliescu. Oamenii ăștia
ortodoxi, cu credința în Bunul Dumnezeu, în momentul când Iliescu a omorât conducătorul acestei țări, respectiv pe Nicolae Ceaușescu, în ziua de Crăciun, din momentul de față, toată lumea, tot ortodoxii ăștia, trebuia să zică, ești un criminal. Tu și partidul tău ești un criminal. Nu trebuia să dea un vot. Dar și-au vândut sufletul diavolului și iată că de 27 de ani ne țin ca vai de capul nostru. Peste 60% cred că sunt săraci în țara asta. Iată la cred că mai mult de 60%. Cred că peste 75-80%. Da. Iată la Dragnea, în Olt. Păi frate, are ăla o bogăție imensă. Nici președintele. În Tellerman, da. Nici președintele Statelor Unite n-are averea lui ea. Deci, garantez 100%. Și prin Brazilia, iată, că acum e cercetat de procurori din Brazilia. Mafiot! Și mergeți în Tellerman. Băi, frate, bieții ăia, oameni în Tellerman, cară porumbul și cocinii cu măgarul și cu teleguța aia. Iar șmecherul ăsta e putre de bogat. Și actuala, și tot pe el votează fratele actualul meu. Executiv și legislativul, pentru că se deține majoritatea de către Alianța PSD-ALDE, va veni în scurt timp cu o lege a solidarității. Adică noi, amărâții, trebuie să fim solidari cu... Vă mărturisesc că am râs, cred că 5 minute, da, gândindu-mă la ridicolul situației, la absurdul situației. Cum să fiu eu, Pionus Catrina, pe persoană fizică, da, vorba lui Marian Vanghelie, da, solidar cu oameni care habar n-au câți bani au în cont, da, obținuți prin mijloace cu semn întrebării. Da. Deci cum poți să vii cu asemenea idee? Nu, legea solidarității. Un om normal și cu o minte normală stă și analizează pe fiecare. Mă, ăsta cu salariul de bugetar, cum a putut să-și facă travere? Să-ți faci automat 3-4 case. Automat trebuie să-i pui eticheta hoț. Să-ți faci 3-4 case din salariul de bugetar? Corect. E, cine trebuie să-și facă datoria? E chestie de 20 de vieți. Instituțiile statului. Poliție, procuratură, judecătorie. Ei trebuie să-și facă datoria, nu noi. Noi stăm neputincioși și ne uităm la ei cum ne tâlhăresc. Vor muri și ei, vom muri și noi. Și sunt convins că e o judecată de apoi pentru fiecare. Și care cu siguranță e mai dreaptă. E 100%. Decât. Asta am ajuns să mă bucur că murim, că într-adevăr vom plăti pentru tot ce am făcut. Nu sunt un om corect. Îmi doream din tot sufletul să trăiesc într-o țară, să fiu 100% corect. 100% să fiu corect și toată lumea să fie corectă. Dar nu poți să trăiești, mă crezi? Deci am ajuns eu care... Credința nu mă poate lua nimeni și cei care mă cunosc își dau seama. Am ajuns să fac și eu, să încerc să fac câte o șmecherie, să pot să trăiesc, să mă pot lupta cu ligioana asta, cu balaurul ăsta nenorocit. De necrezut. Și îmi cer iertare la Dumnezeu. Mai fac și eu. Adică cumpăr cu preț de acolo, mai vând picolo cu preț sau... Deci eu consider că e șmecherie. Pe lângă ceea ce se întâmplă, ce faceți dumneavoastră este... Da, dar nu fur. Asta nu fur, clar. Și nu poți să lucrezi într-o instituție în conjunctura actuală, să fii perfect corect. Nu poți. Dar, bă, frate, cum ziceau bătrânii, oprește-te mai aici. Ți-a dat Bunul Dumnezeu posibilitatea să conduci o instituție. Sunt convins că sunt greutăți multe. Să ajungi și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Ca șef de instituție. E ok. Dar fii cu bun simț. Și atunci totul ar merge extraordinar de bine. Dacă s-ar opri furturile astea. Dragul meu, mergi prin spitale din Târgu Jiu. Eu merg des, pentru că foarte multă lume apelează la mine și mai am prieteni doctori care mă înțeleg și au suflet extraordinar de bun și mai ajut câte un om. Frate, cum sunt tratați bieții bolnavi în spitale, cu ce pături de la unitățile militare, cearceafuri mâncate de moli, de la unitățile militare.
Păi bă, frate, unde ați băgat moartea miliarde de ani de zile? Că nu se regăsesc în spitale, în sănătate. Mă, frate, nu se mai găsesc medicamente. Sunt trimeși bolnavi să-și cumpere medicamente. Păi bă, voi vă tratați în străinătate, că voi aveți metri cub de bani. Voi ce, vă urcați în avion, vă urcați? Dar ce face amărâtul ăla? Mergeți în spitale să vedeți cum suferă, pentru că n-au bani. N-au bani, n-au cu ce să se trateze. La aia nu vă gândiți oare? Nu sunt o suflete? Au tot doi ochi, două mâini, două picioare, ca și noi, ca și ceilalți. Hai să le dăm dreptul să trăiască și ei decent. Asta îmi doresc eu. Și cred că mulți ca mine își doresc lucrul ăsta. Însă, din păcate, trăim într-o țară încă într-o continuă transformare. Vă întreb sincer, pentru că știu că vă macină acest gând, am observat de foarte mult timp, cât îi va lua României ca entitate națională să intre în niște parametri de funcționare normală? Deja au trecut de la Revoluție 27 de ani. Și cred că o să mai treacă încă 20. Cred, deci cam jumătate treacă de secol. Dar uite că a început. Deci eu am considerat că de 27 de ani județul Gorj a fost sub, și orașul Târgu Jiu a fost sub un blestem. Gata, aici s-a rupt blestemul. A venit acest om, Romanescu, care bag mâna în foc pentru omul ăsta, că este un om cu credință în Dumnezeu. Îl cunosc, îl știu ce caracter are. Sper din toată inima ca cei de chini să nu-l acapareze și să-l termine ca om. Asta mi-e cea mai mare teamă. Dar nu cred că vor reuși. Nu cred că vor reuși. Iată, am ales de 27 de ani cam aceiași oameni, deputați, senatori. Da, cu mici diferențe. Cu mici diferențe. Fratele meu, n-au făcut nimic pentru județul Gorj, absolut nimic. Bă, frate, tu te bă la tribuna Parlamentului. Bă, nenorociților, stop! Uite, lumea moare de foame! Voi ce faceți pentru oamenii ăștia? Absolut nimic. Și doar stau în bancă, se uită pe calculator, își ai indemnizația, fac naveta acasă. Timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim, poate fi sinteza activității parlamentare. Din păcate. Stimate domn, tot din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Pare rău. Timpul zboară, mai ales când subiecte sunt, slavă Domnului. Vă mulțumim pentru prezență, vă așteptăm cu mult drag atunci când timpul vă permite. Până atunci însă, stimați telespectatori... Sper să schimbăm ceva pentru oamenii ăștia. Sper, din suflet. Se poate. Totul este să se și vrea. Da. Dragii mei, o seară cât mai plăcută. La revedere!